Bine, ne adunăm cu toți. Bună dimineața, doamne! Bună dimineața! Bine ați venit cu toți! Bine v-am găsit! Să fim sănătoși și să putem să mucem cât mai mult! La ce oră? Deci 12:30, așa cum am înțeles, nu ne mai, nu ne mai puneți cu tableta, doamne! Serios, că tare m-am săturat să vă văd pe tabletă! După o muncă intensă, cadrele didactice ale uneia dintre cele mai mari instituții școlare din municipiu au reușit să compartimenteze și să amenajeze clasele astfel încât să se respecte regulile impuse de autorități. Pauzele sunt programate în așa fel încât elevii claselor să nu interacționeze foarte mult. Dispunem clasele, efectivele de elevi, în săli, astfel încât colectivele cu un număr mai mare de elevi să intre în sălile mai mari și să existe acea distanță de un metru între elevi. Dis de dimineață, cei mai mici dintre elevii școlii, cei de la clasele primare, au pășit în curtea instituției sub atenta supraveghere a învățătorilor. Vă bucurați că a început școala? Capul meu, deci nu vă vine să credeți. Minunat că a început, în primul rând pentru el că s-a tâmpit în casă, a stat în ultima instanță mai mult cu bunicii, că, mă rog, să zicem că i-am retras așa pe toți de pe piață, și pentru el acum socializarea e primordială, e oricum, pentru toți copiii cred că e o minune că a început școala. Este necesară această educație, în primul rând pentru comunicare între copii. Contează foarte mult și prezența într-o clasă, sală de clasă. E mare diferență între online. Chiar nepoțelul meu cel mare spunea că acum ce facem la școală? O să apăsăm pe carte ca și când ar fi butoane? E mai bine să stea așa în colectivitate cu copiii, să socializeze, să se joace împreună. Era mai dificil online. Era greu să aștepte să le vină rândul să vorbească. Am început în forță, zicem noi, cu toate colectivele propuse pentru schimbul 1 aproape în efectiv complet. Din informațiile pe care le am la acest moment, doar la o clasă de a 12-a, doi copii au solicitat online și au rămas acasă, în rest sunt cu toții prezenți. La nivelul județului Buzău, 456 de unități școlare se încadrează în scenariul verde, care nu presupune nicio restricție de prezență fizică la școală, iar 28 și-au reluat activitatea în scenariul galben.